Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât luna martie deschide sezonul eclipselor din acest an. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia din cărțile oracol de tarot, dar și din cea a talismanelor. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici, iar pentru cei care sunteți noi și rezonați cu mesajele de aici, apreciez enorm dacă vă abonați și dacă apăsați butonul de like. Pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul prin berbec în casa voastră a șaptea. Casa șaptea ne vorbește despre relațiile conștiente 1-1. Fie cu ai voștri clienți, fie cu ai voștri parteneri de afaceri, fie cu persoana cu care sunteți într-o relație deja, sau cu cei mai buni prieteni ai voștri. Mercur este planeta intelectului și a gândirii, iar berbecul este un semn cardinal de foc, care vorbește despre energie brută, vorbim despre a fi, și aduce foarte multe lucruri imprevizibile. Aduce optimism, aduce dezinvoltură, aduce comunicare multă, intensă, rapidă și neprevăzută în zona aceasta a relațiilor pentru voi în această lună. Poate apărea cineva nou în viața voastră acum. Puteți semna contracte noi dacă sunteți într-o zonă a afacerilor, dacă sunteți administrator de firmă. Puteți să vă sporiți, să vă creșteți veniturile. Puteți avea din ce în ce mai mulți clienți în această lună. Pentru alții dintre voi poate fi o ușoară ceartă sau o ușoară stare de tensiune în zona aceasta a relațiilor. Traversați perioade în care dați dovadă de nerăbdare sau să fiți nerăbdători pur și simplu și să nu înțelegeți de ce. Sau poate veți avea de-a face cu oameni care sunt nerăbdători cu voi, care vor absolut orice repede, ba chiar ieri, dacă se poate. Mercur în berbec vine și cu energie, vine și cu determinare și cu voință și cu acel nivel, cu acea doză de curaj de care toți avem nevoie. Să facem lucruri, să încheiem parteneriate, să ne întâlnim cu oamenii dragi, să luăm decizii în relațiile noastre. Chiar dacă avem o relație stabilă, chiar dacă ne întâlnim din când în când cu cineva, putem în această lună să spunem, hai, suntem serioși, trecem la următorul nivel, da orba. Mai departe, fix în aceeași zi, avem parte de luna nouă din Pești, din casa voastră, a șasea. Casa a șasea ne vorbește despre mediul de lucru, colegii de serviciu, sănătatea noastră, rutina noastră, starea noastră de bine, despre mentorii pe care îi putem găsi în această viață, dar și despre animalele de companie în cazul în care acestea prezintă un interes în viețile noastre. Peștii sunt arhetipul spiritualității al iubirii necondiționate. Această casă fiind cea a sănătății cu pești aici, s-ar putea voi în această lună să vă resimțiți obosiți sau să luați niște hotărâri foarte importante de schimbări la nivel de rutină, să schimbați ceva în viața voastră zi de zi, în tiparul pe care îl aveți, în obiceiurile pe care le aveți, astfel încât să evoluați, să vă simțiți mai bine. Pentru unii dintre voi poate veni cu noi tratamente vindecătoare, pentru alții dintre voi poate veni cu oameni noi pe care îi întâlniți în această perioadă, începând cu luna martie, alături de care să aveți un drum, un sens de parcurs, să fie evoluție spirituală și să fie discuțiile și uniunea mai de suflet. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vină cu o ușoară confuzie la locul de muncă, să nu știți ce se întâmplă, să fie chestiuni pe acolo, pe la locul de muncă, care se întâmplă și atât voi cât și colegii voștri și să vă regăsiți confuzi, să tot purtați discuții despre ce facem, cum facem. În tot cazul, pești înseamnă visare, înseamnă iubire. Aici îl regăsim deja pe Neptun, care este guvernatorul peștilor, care ne conectează cu divinitatea, cu imaginația, dar și cu visarea, cu iluzia. În timp ce Saturn, care este și el în pești de ceva vreme, ne spune maturizează-te, trebuie să reclădești fundația pe care ai construit până acum, să te maturizezi, să fii disciplinat, să fii atent la detalii, să ai o procedură, să faci lucrurile corect, astfel încât să fii sănătos și fericit. Poate apărea cineva în viața voastră, începând cu luna martie, care să vă sprijine în parcursul vostru evolutiv de acum înainte și la locul de muncă, dar și în viața personală, dar și la nivel de sănătate emoțională, psihică, fizică, pentru ca voi să fiți bine și să prosperați. La fix o zi după, Venus, zeița frumuseții, planeta care ne vorbește despre banii lichizi, despre iubire, stimă de sine, proprietăți, intră și ea aici pe 11, în casa 6, în pești.
Venus în pești este o energie iubitoare. Se simte bine Venus aici. Este o energie magnetică care atrage iubire, poezie, artă, visare, romantism. Pentru unii dintre voi poate însemna să începeți o idilă pe la locul de muncă sau declarații pe la locul de muncă. Pentru alții dintre voi poate însemna că în rutina voastră începe ceva foarte artistic, foarte iubitor, foarte spiritual. Sau poate voi veți dori să lăsați deoparte grijile cotidiene și să vă orientați mai mult către suflet. Să faceți așa un fel de decret universal, voi cu sinele vostru, că de acum înainte vă promiteți voi înșivă, vouă înșivă, că veți avea mai multă grijă de voi. Să vă respectați mai mult, să aveți grijă de corpul vostru mai mult. Poate apărea aici din trecutul vostru cineva. Nu este obligatoriu, însă există potențialul cu care să reglați acum niște conturi, cu care lucrurile să se echilibreze, pentru că această casă a șasea aparține de drept Fecioarei. Este casa unde noi suntem în serviciul celorlalți, iar peștii sunt pe de o parte și semnul unde noi sacrificăm ceva. Și luna martie, prin energia arhetipului berbec, să vă spună gata cu sacrificiul, meriți și tu, uite-te la tine, nu mai lăsa de la tine atunci când nu este cazul. Și mergem mai departe, pe 20 martie, când avem echinocțiul de primăvară. Începe anul nou astrologic și se schimbă energia. Soarele intră în berbec, în casa voastră, a șaptea. Vine cu foarte multă vitalitate, optimism, încredere în voi înșivă. Luminează această casă a relațiilor și vine cu chef de viață, chef de discuții, întâlniri, ieșim în lume, avem parte de activități împreună, mergem la evenimente. Încep tot soiul de experiențe noi în relațiile voastre deja existente, dar poate apărea și cineva cu care acum să începeți o relație nouă și să fiți plini de entuziasm, să fiți magnetici, să vă simțiți împliniți, debordanți, senzuali. Mai apoi, pe 23 martie, Marte, guvernatorul berbecului, intră în pești în casa voastră a șasea. Aici, pentru voi, în luna martie, vor fi implicate, iată, energia casei a șasea și a șaptea, rutina mea, relațiile mele. Ce fac eu zilnic? Influențează relațiile mele. Dacă eu sunt bine și starea mea e bună, dacă eu sunt sănătos, atunci mă pot ocupa și de orice alt aspect important al vieții mele. Marte în pești în casa a șasea vine cu oboseală. Pentru alții, cu procrastinare. Pentru alții poate aduce așa o dorință de dolce farniente, de visat, de mers la spectacole, de poezie, de artă, de artă plastică, de muzică bună. Să începeți să faceți ceva în această direcție, după serviciu să începeți să vă ocupați de voi, de sufletul vostru. Pentru alții dintre voi poate însemna încep să merg la un fel de recuperare, de masaj, de terapie, pentru că Marte în pești aduce vindecare. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să aducă o dorință de a vă retrage cumva într-o oarecare măsură, de a nu avea parte de activitate socială în această lună, de a dori să vă ocupați mai mult de voi și de chestiunile care sunt foarte importante pentru sufletul vostru. Și nu în ultimul rând, de departe, cel mai important tranzit al acestei luni este luna plină din balanță din casa voastră întâi sau eclipsa de lună din casa întâi. Voi, balanța, sunteți semnul relației și al diplomației. Casa întâi vorbește despre sensul vieții voastre, despre voi, despre sufletul vostru și despre cum sunteți percepuți de ceilalți, dar și despre filtrul pe care îl aveți voi când vă uitați în jurul vostru. Balanța, după cum spuneam, voi sunteți arhetipul relațiilor și al diplomației. Iar o lună plină vine cu încheiere, cu finalitate, cu schimbare sau cu potențialul de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Și cu atât mai mult, cu cât o eclipsă este mult mai puternică decât o lună plină, în mod normal. Ne putem uita în trecut, în anul 2023, la sfârșit de septembrie, început de octombrie, ce evenimente s-au întâmplat pentru noi atunci, pentru a putea vedea unde să intervenim punctual. Iar ceva la nivel de aspect fizic, de voi, de voință, de determinare, de percepție, de paradigmă, se încheie. Este ca și când unii dintre voi puteți lua o hotărâre conștientă să vă schimbați viața, făcând afirmații de genul de acum înainte lucrurile vor sta diferit, am curaj, determinare și mă țin de cuvânt să materializez o nouă realitate și o nouă viață pentru mine, iar alții dintre voi veți fi împinși de la spate inconștient și în acest caz ar putea ca lucrurile să fie un pic mai abrupte pentru voi,
Dar nimic nu este imposibil. Schimbarea este în aer. Vântul schimbării vă aduce vouă potențial de viață nouă în această lună, să vă schimbați din străfundul sufletului vostru, pentru că sufletul vostru vă îndeamnă și vă poartă către locurile potrivite alături de oamenii potriviți, astfel încât voi să fiți bine. Eu vă doresc tuturor să fiți bine, sănătoși și iubiți și acum să vedem ce ne spune și energia oracolului. Cardinal. Semnele berbec, rac, balanță și capricorn. Energie și acțiune în această lună pentru voi. Foarte multă acțiune și foarte multă nevoie subtilă de schimbare. Mai ales, iată, pe axa identității, unde arhetipurile sunt inversate. Berbec, balanță. Cine sunt eu? Care este identitatea mea? Ce gândesc eu cu capul meu și cine sunt eu în relația cu tine? Și cum gândesc eu în raport cu tine? Sau cum gândesc eu despre noi. Această lună pentru balanță va fi despre relații și casa a 11-a. Mai ales în contextul în care în casa întâi la voi se regăsește nodul sud, karmic, nodul sud în balanță, în tranzit în acest moment. Iar nodul sud ne vorbește despre suma tuturor experiențelor pe care noi deja le avem și despre tiparul inconștient pe care îl avem în a face lucruri, în a aborda situații într-o formă care ne este foarte la îndemână. Ori pentru voi lecția în acest moment prezent este să gândiți cu capul vostru, să vă câștigați independența și să vă descoperiți sau redescoperiți propria identitate. Iar casa 11-a ne vorbește despre viitor, idealurile mele înalte, grupuri de prieteni, grupuri sociale la care mă pot afilia sau sensul vieții mele, pentru ce sunt cunoscut, ce las în urma mea, ce fac în această viață, dar și visurile mele. Care sunt visurile mele în acest moment? În această lună, balanțele vor începe să lupte pentru visurile și idealurile lor, dar și pentru relații conștiente. Vor apărea cu siguranță cadre, oportunități sau discuții, context special în relațiile voastre, astfel încât voi să le puteți integra și să vă hotărâți sau să conștientizați dacă sunteți în relațiile potrivite sau nu. Mai departe, pentru balanță martie, ce ne spune energia? Fața care ne salvează sau masca pe care o purtăm atunci când ieșim în lume sau luna plină, eclipsa de lună din casa întâi din balanță. Iar aici vorbim despre lucrurile pe care voi probabil că le-ați făcut de-a lungul timpului, dar printr-o poziție de sacrificiu în raport cu celălalt sau cu ceilalți în relațiile voastre. Undeva dați prea mult sau undeva nu sunteți conștienți de cât dați, cum dați și cui dați. Și în această lună veți avea posibilitatea să vă adunați bucățile pierdute din voi, astfel încât să puteți evolua și să puteți înțelege de unde vă vin un anume tip de provocări. Pentru alții dintre voi începe o etapă plină de succes, și profesional, și în relații. Termen scurt, în curând, foarte repede. Și aici vorbim despre explozie la nivel de relații, despre o conștientizare puternică, despre magnetism, despre doi oameni care se atrag. Atât că trebuie să lucrați la nerăbdare. Unii dintre voi, pentru că s-ar putea să doriți lucruri foarte repede, să omiteți din vedere micile detalii și să vă treziți foarte rapid în niște situații pe care le-ați fi putut evita. În zona relațiilor, în zona deciziilor luate foarte accelerat, așa cum o face berbecul. Pentru alții dintre voi, foarte rapid în această lună se vor întâmpla niște lucruri. Sau neașteptat, mai poate fi. Să cultivăm, să creștem, să avem răbdare, să înțelegem procesul de producție a lucrurilor pe care ni-l dorim. Fie atunci când avem o dorință să așteptăm momentul oportun sau să ne asigurăm că avem toate datele problemei, să fim conștienți de lucrurile pe care ni le dorim, pentru că ni se pot întâmpla, dar poate ceea ce ne dorim noi nu este ceea ce ne este și potrivit.
fie despre lucrurile pe care le puteți face acum și dorințele pe care le aveți voi. Care ar fi indicat să fie foarte elaborate, structurate, să le așezați pe toate într-un plan și să vă urmați propriul plan. Pentru alții dintre voi, începând cu această lună martie, se plantează semințele unui viitor fabulos. Uite, o călătorie, nu le voi lua pe toate pentru că sunt foarte multe, dar iau ce s-a întors. Și o forță exterioară, ceva ce mă împinge din exteriorul meu către un drum anume, către o direcție anume și nu pot explica de ce. Iar în acest context, începând cu luna martie, putem primi, putem găsi, putem înțelege acele lucruri care înainte ne erau ascunse. Vorbim despre a înceta să mai controlăm situațiile din exteriorul nostru și a ne orienta mai degrabă pe noi, pe interiorul nostru, pe sufletul nostru, pentru că din emoția produsă de noi, prin gândurile pe care le avem, manifestăm realitatea pe care o trăim în fiecare zi. Este un potențial fabulos la nivel de afacere sau nu aveți niciun impediment în această lună la nivel de relație, de clienți, de parteneri de viață, financiar, să faceți niște lucruri anume. Să vedem mai departe pentru balanță în relații, 6 de spade. În zona planului material, regele de băte și în zona planului emoțional, îndrăgostiți. În relații, pentru balanță în această lună, dacă sunteți singuri, este o lună în care să vă dați timp de vindecare și să vă ocupați de voi, de starea voastră de bine. Pentru că veți avea o pauză, o pauză de la griji sau puteți să vă luați acest timp, acest răgaz, să vă gândiți exact pe cine doriți, cum vă doriți, pentru că aici este o precipitare. 6 de spade este o soluție de avarie. Este o soluție de genul roata de rezervă, cu care acum merg, ajung la destinație, dar nu sunt foarte încântat. S-ar putea să mă autosabotez dorind prea repede ceva și să nu am răbdare, sau s-ar putea să fiu indecis și în această lună să mă hotărăsc, în această lună să mă calmez pentru a putea manifesta concret. Altminteri mă pierd în gânduri și aceasta este explicația pentru care fie relațiile nu merg, fie încă sunt singur. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, lucrurile par să funcționeze de la sine. Nu este nici prea prea, nici foarte foarte, după cum spune vorba. Lucrurile merg cumva din inerție, nu dăm pe afară de fericire, dar nici nu ne certăm prea tare. Este o lună în care mai degrabă fiecare dintre cei doi parteneri din acest cuplu își vede de treaba sa. Există potențialul aici să fie o ușoară deconectare sau, decât să ne certăm, mai bine ne lăsăm în pace. Ori în acest caz, luna martie ne învață că dacă lucrurile nu se discută sau dacă nu avem răbdare să îi ascultăm și pe cei de lângă noi, să vedem ce au de spus, lucrurile se pot produce abrupt și ne pot duce în situații neplăcute, ne pot crea suferință. În toate relațiile de cuplu, în această lună este bine să păstrăm un echilibru și să ascultăm și părerea celorlalți. Pe de altă parte, partenerii voștri de viață sunt cumva distrași, dar nu din vreo cauză anume, ci nu au suficientă energie să vă facă vouă față în această lună. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva se gândește la voi, cineva ar putea să revină din trecutul vostru la voi, atât că voi știți exact ce vreți în timp ce ei încă au dubii. Și atunci ați manifestat pe termen scurt ceva, pentru că aveți puterea aceasta de manifestare, dar o revenire a cuiva trebuie făcută pas cu pas. Nu abrupt, nu deodată, ca și când noi nu ne-am despărțit deloc, pentru că altminteri relația nu se poate autosusține. Mai departe, pajul de spade. Foarte multe gânduri și idei pentru balanță în luna martie la nivel de relații. Aș vrea să spun, aș vrea să vorbesc, dacă sunt singur. Să ies, să vorbesc, să inițiez. Mai ales dacă sunteți doamne, mai bine nu inițiați pentru că intrați în energie masculină. Dar pot apărea niște discuții, se pot crea niște ocazii în care să începeți să conversați cu cineva. În tot cazul, dacă începeți să vorbiți cu cineva nou în această lună, nu veți putea controla deznodământul, ci mai degrabă veți putea controla fiecare moment prezent, să construiți din fiecare moment prezent un interes asupra relației, să fie echilibru aici, nici foarte entuziasmați, dar nici complet dezinteresați.
Pentru cei care sunteți în relații deja, posibil pentru voi aici să fie în discuție copiii, studiile și voi să fiți obosiți sau să funcționați așa pe modul supraviețuire și să fi uitat de voi. În această lună puteți avea ocazia să vă reconectați, să stați de vorbă, chiar dacă între două drumuri, între cumpărături și administrative, aveți această ocazie și acest moment de răgaz în tihnă să vă reconectați cu partenerul de viață. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți un pic mâhniți pentru că voi spuneți ceva și partenerul parcă nu vă aude sau vă lasă vorbind. Mai este o expresie cu ochii în soare. Încercați cumva să vă înțelegeți partenerii sau voi poate manifestați așa energia și să vedeți că în mediul exterior se petrec niște lucruri care nu pot fi controlate, fie la locul lor de muncă, fie au niște apăsări sufletești care nu vă privesc pe voi în mod direct și tocmai de aceea sunt ușor distrași poate în luna martie, mai ales după ce începe sezonul berbecului și are loc și eclipsa. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici trebuie să o luați de la început, pas cu pas. Pajul de spade înseamnă ca la 15 ani, dacă vreți să mai aibă loc o relație și o împăcare între voi. Mai pur, aș putea spune, mai fără așteptări. Mai departe, avem 8 de băte, Mercur din Berbec din casa 8-a. În zona relațiilor, toată lumea născută cu accente predominante pe balanță, va dori să vorbească și să-și spună în această lună punctul de vedere. Indicat este să nu accelerați, ci mai degrabă să mergeți așa, ușor, lin, în viteză de croazieră în această lună. 8 de băte poate însemna cunosc pe cineva nou, mă entuziasmez precum un copil și vreau repede să se desfășoare lucrurile în viața mea. Dacă apar aici mici neînțelegeri sunt pentru că în viețile fiecăruia dintre voi se petrec lucruri, dar este în regulă. Lucrurile se vor așeza rând pe rând. Nu putem construi un castel durabil pe o fundație de nisip. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, comunicarea aici trebuie reevaluată sau la nivel de comunicare trebuie să avem răbdare. Fie ne spunem prea repede punctul de vedere și nu ascultăm, fie poate suntem prea ocupați ca să ne ascultăm, fie cumva lucrurile au așa o doză de scânteie aparte în această lună, suntem foarte pasionali sau veți fi foarte nerăbdători. Iar această lună ne învață că da, putem să ne gândim la viitor, dar undeva trebuie să conștientizăm că viitorul se construiește din moment în moment. Nu putem lua hotărâri acum pentru următorii 5 ani. Atunci putem pierde din vedere bucuria din momentul prezent. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate din senin așa să reapară cineva și să începeți să vorbiți cu cineva din trecutul vostru, dar să fie ceva rapid, negândit, neprevăzut și să aveți grijă să nu vă entuziasmați foarte tare, pentru că Venus în Pești este idealism, Venus în conjuncție cu Neptun înseamnă visare, mai poate însemna și mi-am imaginat eu așteptările mele, în timp ce Venus în conjuncție cu Saturn în Pești va spune această rutină va continua, veți continua să vă vedeți doar dacă relația are o șansă, dacă nu, nu. Eremitul este o lună de analiză, pentru că veți avea eclipsa din casa întâi și deopotrivă veți avea tranzite prin casa Fecioare. Este o lună în care să vă identificați dorința puternică și profundă din suflet și în care să înțelegeți exact cât sunteți dispuși să faceți pentru cel de lângă voi, până unde, dar și de ce. Pentru că acest de ce va scoate la suprafață multe lucruri. Pentru cei dintre voi, pentru aceia dintre voi care ați avut parte de parteneri tăcuți, în această lună lucrurile se pot schimba la 180 de grade, să vedeți partenerii voștri foarte activi, foarte dornici de conversație, foarte puși pe distracție, să dorească să iasă în oraș și voi să fiți obosiți sau ocupați. Pentru cei care sunteți singuri, este o lună prin care mai degrabă să vă hotărâți să vedeți ce vă doriți, să vă ocupați de voi, de sănătatea voastră și să vă faceți planuri pentru viitor, dar și prin care să învățați să vă respectați pe voi înșivă
Și deopotrivă să fiți foarte realiști atunci când vine vorba despre relații, pentru că o relație începe în casa 5-a, ne îndrăgostim, apoi continuă în casa 6-a, ne vedem rutina noastră și ajunge în casa 7-a, unde relația este stabilă, ne mutăm împreună și ne căsătorim. Ei, voi cu pești în casa 6 aici, vă pierdeți cumva din vedere contextul, direcția și accelerați direct către berbec, către casa 7-a. Abia m-am cunoscut cu cineva și direct într-o relație mă văd cu el, casa 11-a. Poate fi vorba. Dacă nu este cazul, atunci în acest context este o lună prin care cineva v-a urmărit o perioadă de timp sau cineva foarte retras, foarte înțelept, poate apărea în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți, eremitul spune înțelepciune, eremitul spune trebuie să fim atenți și la nevoia celui de lângă noi, dar atât cât se poate, nu să ne lăsăm pe noi deoparte pentru ca celălalt să fie bine, pentru că intrăm în dezechilibru și ne îmbolnăvim. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, voi ați vrea să discutați și partenerii voștri sunt tăcuți sau voi sunteți tăcuți și cineva va dori să discute cu voi. În tot cazul, aceasta este o lună pentru relaxare, pentru eliminarea tensiunilor din relațiile voastre și pentru a vă clarifica prezentul astfel încât să vă puteți face planuri pentru viitor. Mai departe, pentru balanță, avem podul, numărul 12, casa a 12-a din astrologie, unde voi aveți fecioara. Comunicare, vedeți, din nou este vorba despre comunicare, despre a ne întâlni, despre a ne vedea, despre relații. Unde, da, pot apărea relații noi, unde relațiile deja existente pot începe să funcționeze bine, unde cei care v-ați despărțit vă puteți împăca, dar există un compromis. Fie este un compromis de natură profundă, în sensul că eu sunt întreg, tu ești întreg și când ne întâlnim suntem bine împreună, dar fericirea mea nu depinde de tine, ci doar de mine. Fie este vorba despre faptul că aș face orice doar ca să fim împreună. Și în această lună va trebui să înțelegeți din subconștientul vostru care caz vi se aplică, astfel încât să puteți avea parte de o relație armonioasă, pentru că va fi acțiune în zona relațiilor voastre. Este o lună lungă și cu acea eclipsă, cu siguranță niște lucruri se încheie, ies la suprafață niște lucruri puternice și profunde. Și Marte, din nou instinctul acesta primar din noi, acțiunea, dar care de această dată va fi domolită. Pentru că Marte se va regăsi în casa 6-a, dar în pești. Voi fi mai blând sau mă voi axa foarte mult pe vindecare, pe sănătate, pe iubire necondiționată, pe înțelegere. În relațiile voastre în această lună veți avea sau puteți avea parte de foarte multă înțelegere. Atenție pentru alții dintre voi să nu iasă cu scântei sau în contextul în care ceva nu funcționează bine în relația voastră, să nu folosiți metode de escapism precum alcool și alte feluri de mici adicții, să vă cufundați în muncă, spre exemplu, pentru că, din nou, puteți risca să intrați în dezechilibru. Și aici avem persoană de aer, regina de spade. Regina de spade ne spune și steaua ca arhetip că viitorul vostru sună bine, că aveți un viitor bun în față, că trebuie doar să vă gândiți matur la ceea ce vă doriți de la viața voastră și de la relațiile voastre. Regina de spade este și ea emoțională, dar este și rațională. Este un arhetip foarte înțelept, care nu se agață precum regina de cupe, spre exemplu. Nu se agață, respectă omul de lângă ea, pentru că ea se asigură că fericirea sa este treaba ei, se face singură fericită într-un parteneriat, se duce întreagă. Este o combinație foarte puternică pentru voi în această lună aici, care vă spune: este momentul să devii independent și să nu mai lași lucrurile din exteriorul tău să îți afecteze fericirea pe care, de fapt, doar tu ți-o poți oferi conștient. Să vedem cine poate veni aici la voi în relații sau ce se întâmplă aici cu voi. Vorbim despre purificare, disciplină, despre o perioadă în care, în rutina voastră, să aveți grijă mai mult de voi și despre
O ușoară abținere de la a fi impulsivi. Este practic un fel de eremit, este practic arhetipul care ne vorbește despre a avea capacitatea de a descoperi iubirea de sine în această lună. Să fii singur nu e o boală, spune această lună, ci poate fi un dar. Avem distras, să fii distras, întârzieri, schimbări. În zona voastră de relații, ce nu a funcționat în această lună iese la suprafață și nu mai suportă amânare, iar voi veți fi puși în fața unor fapte împlinite în contextul în care o decizie importantă trebuie luată în zona relațiilor voastre. Mai vreau sau nu mai vreau? Obsesie, adorație sau adicție, pentru că menționasem înainte. Să nu fac din propria mea idee și din propriul meu ideal un caz general valabil, universal valabil, pentru că s-ar putea să fie doar părerea mea și cel de lângă mine să simtă diferit, să fim diferiți, să avem culturi diferite, educație diferită la bază și atunci să intrăm într-un conflict fără să ne dăm seama de ce. Pe de altă parte, aici cineva vă adoră, este obsedată în sensul frumos de voi, vă va căuta în această lună, ceva renaște, ceva se naște, începe o relație foarte pasională, se reia, se reconstruiește o relație din trecut sau pur și simplu în relațiile voastre deja existente, cumva energia se schimbă, devin mai stabile. Și a doua șansă, o șansă să cunoașteți pe cineva. Șansa să vă calmați, să vă liniștiți, să aveți o lună bună în relații, dacă aveți deja o relație formată, sau să vă împăcați cu cineva. Este o lună plină de oportunități pentru balanță în relații. La nivel de plan material, regele de băte spune că este acel moment prin care să triumfați, să vă ridicați voi în propria voastră putere și să nu mai depindeți de nimeni în această lună. Pe de o parte, veți fi auziți, ascultați și îndrăgiți sau apreciați la locul vostru de muncă, sau că este timpul să schimbați ceva în zona voastră de plan material. Fie dacă sunteți antreprenori, să conștientizați niște lucruri pe care le faceți în rutina voastră, să le schimbați și să aveți o creștere exponențială mai mare. Fie dacă lucrați ca freelancer, să vă găsiți noi contracte, noi colaborări. Fie la locul vostru de muncă, unde este timpul să îi faceți pe cei din jurul vostru conștienți de efortul pe care îl depuneți voi în fiecare zi, astfel încât să fiți remunerați pe măsură. Puteți avea aici discuția cu un șef, cu o șefă care vă recunoaște calitățile. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie niște planuri de viitor noi, să colaborați cu cineva nou sau chiar să vă găsiți un nou loc de muncă și repede. Judecata. Pentru unii dintre voi vin niște bani din trecut. Pentru alții dintre voi, dacă aveți o instanță acum pe rol, cineva, o energie masculină, dar care știe foarte bine meserie, vă ajută. Pentru alții dintre voi s-ar putea să apară niște chestiuni care să vă pună pe voi pe gânduri și să vă întoarcă dintr-o anume decizie, pentru că nu erați pe calea cea bună. Iar alții dintre voi veți deschide o nouă linie temporală. Vi se schimbă într-o oarecare măsură viața, serviciul, direcția. Doi de băte. Este o lună pentru planificat, este o lună în care veți avea niște alegeri de făcut și faetonul, dar este o lună plină de progres. Ceva începe în această lună, pentru că voi aveți nodul nord în casa relațiilor. Pentru unii poate fi o firmă, o nouă afacere, niște idei, niște planuri. Pentru alții dintre voi poate fi o creștere financiară sau un nou serviciu. Iar pentru alții dintre voi poate fi relocarea acum că s-a încheiat ceva. Este o relocare, o schimbare. Și magicianul, puterea de a vă schimba viața. Aproape toate semnele au avut acest aspect important de schimbare, pentru că este o lună puternică, iar voi prin acea eclipsă care se produce în casa întâi, realmente puteți deveni magician, realmente aveți acces atât energetic cât și în planul fizic, dar și în planul subtil, la lucrurile pe care vi le doriți. Trebuie doar să vă opriți din a alerga după ce vă doriți, pentru a conștientiza că nu trebuie să alergați, ci doar să faceți niște pași mici, dar stabili, concret.
Lucrurile exact cum am spus. Nu trebuie să depuneți un efort foarte mare, ci în zona aceasta financiară se întâmplă mai ușor decât pare pentru voi, dar trebuie să vă opriți din a vă stresa. Și lucrurile se rezolvă mai ușor decât par. Și a mă deplasa. O deplasare, un nou drum, o călătorie, o nouă funcție, o nouă direcție, o nouă țară pentru unii dintre voi. Lucrurile sunt în plină schimbare pentru voi. Și aici avem numărul 453, poate fi 9 și 3, poate fi 4 și 8. În tot cazul avem un 12, o încheiere și un nou început. Iar în zona planului emoțional, îndrăgostiții ne aduc alegeri. Ne aduc atenția în această lună pe relațiile noastre și pe rutina pe care o avem. Sau care este tiparul nostru comportamental de când ne trezim dimineața și până se încheie ziua. Pentru că aici are o legătură cu relațiile noastre, cel puțin pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este o lună în care vă veți simți foarte bine. Este o lună plină de armonie, fără prea mari bătăi de cap. 3 de băte. O lună de acțiune, o lună în care veți obține niște lucruri foarte importante, dar o lună și în care ceva ce vă doriți voi foarte mult se întâmplă și deodată vă surprinde chiar și pe voi. Faetonul, o lună plină de progres, o lună în care puteți pune în aplicare o strategie, în care planurile anterioare încep să dea rezultate. Veți vedea progres în viața voastră. La nivel de sănătate, atenție că dormiți puțin sau atenție că faceți foarte multe lucruri la nivel de corp fizic și aveți nevoie de mai multă odihnă. Pașul de monede, să luați lucrurile un pic mai încet. Pentru alții dintre voi poate însemna o sarcină sau discuția cu un copil care vă ajută sau ceva chestiuni legate de niște copii sau de un copil. Copilul interior din voi care se maturizează și care știe acum ce are de făcut pentru că l-avem pe Saturn în casa a șasea. Și avem regina de monede, de la copil la adult. Sau aici este o chestiune legată de maternitate, de mamă. Energia feminină din familie. Pentru alții dintre voi, atenție că s-ar putea unul dintre voi să fie nevoit să lase de la el. Este o chestiune legată de mândrie aici. Este o lună în care în relații, balanțele, nu este indicat să fie mândre, pentru că vor avea mai mult de câștigat în acest fel. Este pe de altă parte și o lună de iubire. O lună în care cineva care anterior poate v-a ignorat sau s-a purtat imatur, în această lună se schimbă. Judecata, o împăcare cu cineva drag, o liniștire, o perioadă de tranziție, o lună în care treburile merg bine de la sine. Cât de repede se pot liniști așa lucrurile pentru voi? Începem cu luna aprilie, pe sezonul berbecului și pe sezonul taurului. Cine sunt și ce am, ce iubesc. Așa va fi pentru voi energia. În această lună vă veți da seama ce însemnați pentru cei din jurul vostru, cât de apreciați sunteți, sau poate vă dați seama ce înseamnă cineva pentru voi, cât de mult apreciați această persoană, iar începând cu luna aprilie spre sfârșit, veți ști concret ce se întâmplă în viitorul vostru de acum înainte. Talismanele. O chitară mică de-aș avea, toată ziua aș cânta. Uite, se schimbă tonul. Este o lună pentru petreceri. O lună în care puteți petrece. O lună în care să vă bucurați de viață. O lună relaxată, o lună care vă aduce armonie, liniște, relaxare, pur și simplu. O lună a iubirii pentru voi cu acea energie din berbec din casa a șaptea. Bună-mi vine să plâng, fie îndepărtați voi din viața voastră niște oameni și în sfârșit aveți curaj, fie cineva în sfârșit își dă seama cât de mult vă apreciază pe voi. Aplanarea unor conflicte, o situație care se înfrumusețează, la nivel de sănătate, atenție că s-ar putea unii dintre voi să vă neglijați. O eliberare, uite, iubire necondiționată. În această lună, energia vă va spune și acum știi cu adevărat ce reprezinți în viața acestui om, indiferent de natura relației dintre voi doi. Pentru că dacă omul acesta nu este sincer cu tine și nu are legătură cu sufletul tău și cu drumul tău spiritual în această viață, nu are cum să stea
lângă tine. Te vei simți prizonier în propria ta viață și alegerea îți aparține. Vrei sau nu vrei să mai continui? Visurile voastre se vor realiza dacă voi aveți încredere în voi, o situație care se transformă complet și veți avea o lună plină de surprize și de bucurii multiple. În acest an, anul dragonului pentru voi, da? Pentru că aveți nodul karmic, nodul sud în balanță, este un an de schimbare totală, un nou drum. Unii dintre voi puteți să vă planificați o vacanță sau cineva vă invită. Sau cineva vă invită neașteptat într-o vacanță, într-o călătorie, să îți știi valoarea. Cu luna plină, cu eclipsa din casa întâi, este ca și când sunteți așa un pic zguduiți de realitate și vă puneți întrebarea ca în Hamlet, to be or not to be, cine sunt și ce sunt oare? Chestiunile legate de relații în această lună se pot rezolva. Unii dintre voi puteți trece la o nouă etapă în relația voastră cu cineva, alții dintre voi vă puteți achiziționa o casă. Bună, ești minunat, ești grozav, veți primi aprecieri. Deci cineva își schimbă în această lună părerea despre voi. Este ca și când înainte v-au văzut diferit și dintr-o dată în ochii cuiva sunteți precum soarele. Ceva complet nou și o îmbrățișare sau răscruce de drumuri. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!